11 metri pentru cei cu cernici. Incredibil, dar adevărat, au reușit cei de la UEFA, maestrul de ceremonii Gianni Infantino, bun băiat, un fel de Nicolae Ceaușescu este Gianni Infantino, ăsta pe lângă Michel Platini, Nanicu, pentru cine nu cunoaște istoria recentă a României, până să ajungă mare și tare, pe vremea când încă mai trăia Gheorghe Gheorghiu Dejira, secretar general. Adică și cu organizatorii, și cu băieții, cu baronii locali de atunci, avea putere și influență în Partidul Comunist, Comunist Român, cum n-avea nici Gheorghiu. Deja și a ieșit Gianni Infantino, acum pe lângă Platini. Din păcate pentru Infantino, greu de crezut că îi va lua locul lui Michel Platini, odată ce acesta, după ce l-a săpat în domnul PS Blatter, va ajunge șef la FIFA, pentru că sunt alți domni din fotbalul european, cum a spune Naimi, care doresc, nu-i așa, să ocupe funcția cea mai înaltă în soccerul de pe bătrânul continent. Se vorbește despre Angel Maria Viar, nenea ăla pe care îl cunoașteți, și el greu în partidul ăsta al UEFA. Mai sunt și alții, nu mă îndoiesc, prin țările scandinave care vânează postul ăsta, și Gianni Infantino s-ar putea să pierde și funcția de secretar general. Dar deocamdată el face jocurile la UEFA. Platini n-are timp. Platini e omul cu imagine. Se plimbă dintr-un loc în altul, susține conferințe de presă, de multe ori inutile, nu-i diferență prea mare între el și Mircea Sandu, să știți. Nici la capitolul raport de activitate, nici la alte capitole. Vă amintiți câte a promis Michel Platini înainte să ajungă șeful forului european? Cam câte a promis și Barack Obama înainte să ajungă șeful Statelor Unite? La fel ca Barack Obama, nici Michel Platini n-a reușit să pună în practică prea multe. Gurile bune spun, domne, nu se poate. Omul e generos, își propune să facă ceva pentru semenii lui, dar nu-l lasă sistemul. Așa o fi, dacă spuneți voi. În orice caz, Infantino va rămâne deocamdată omul care extrage binele, absolut inutilă tragerea la sorți. Eu mă întreb de ce atunci când se trag la sorți meciurile pentru optim, pentru sferturi, nu se stabilește și țintarul ăsta, cine cu cine se împerechează în semifinale, care-i drumul spre finală al candidatelor, ce rost are să faci extragerea pentru 4 echipe în Europa League și 4 în Champions League. Sigur, vor spune adepții teoriei conspirației, e bine totuși să pui de un simulacru de asta de tragere la sorți, ca nu cumva să se împerecheze în finală cine nu trebuie. De pildă, unii spuneau că se dorește o finală Real Madrid-Barcelona. Alții ziceau că nu se dorește, dacă e să ne luăm după tragerea la sorți. Real Madrid și FC Barcelona se pot întâlni în finală. Eu sper spre binele fotbalului să nu se întâmple chestiunea asta, că ne-am săturat de el, clasicul ăsta. De câte ori vedem pe parcursul unui sezon și în campionat, și în Cupa Spaniei, mai dă-l încolo. Mai lipsește să joace meciuri amicale în pauza asta competițională, asta de vară, în vacanța de vară. Ne-am cam plictisit. Au avut ocazia să-și plătească polițe cei de la Barça și Real, măcar finala Champions League să ne-o lase. Bayern München, Barcelona, așadar, și Borussia Dortmund, Real Madrid. La prima vedere, Real Madrid favorită, greu de căs. De fapt, nu Real Madrid. Mai bine spus, Cristiano Ronaldo. E într-o formă, băiatul ăsta. După mine, după părerea mea, nu că aș avea ceva cu Leo Messi, sau cu Barcelona, că nu țin cu nicio echipă din Spania. După mine, a demonstrat Cristiano Ronaldo că e peste Messi, totuși. Mai puțin la echipa națională, unde nici Messi n-a făcut mare vânză pentru Argentina, nici Ronaldo pentru Portugalia. Numai că acest individ, Cristiano Ronaldo, și-a făcut treaba cu brio și la Manchester United și la Real Madrid. Ceea ce Messi încă n-a arătat și nici nu cred că va avea ocazia să o arate, eu nu-l văd jucând în alt sistem decât în ăsta al Barcelonei. Fără servanții aia, fără băieții aia care aleargă, aleargă mingea mai mult și o aleargă bine, care pasează până reușește să-l pună pe el într-o situație de gol, nu cred că se va descurca. Ronaldo practic a dus în spate Real Madridul în acest sezon al cupelor europene. De unul singur a bătut-o pe Manchester United, tot de unul singur a reușit Cristiano Ronaldo să o aducă în semifinale și probabil le va arăta celor de la Borussia Dortmund de ce
uneori e bine să te împrumuți de la stat, cum fac cei de la Real Madrid, ca să cumpere un jucător de 100 de milioane de euro. Așa că aș risca și eu să spun că Real Madrid prinde finala. Borussia Dortmund, o echipă mișto, e interesant așa să vezi la meciurile lor. Dom'le, joacă, dau tot ce pot. Oamenii aia sunt serioși, unii dintre ei sunt chiar talentați. Totuși, nu-i văd având forța să treacă de omul ăsta, Cristiano Ronaldo, care, după cum ați observat, nu se accidentează. Stă bine și la capitolul ăsta. Acum vreau să spun că tot eritropoietina. De altfel, noi exagerăm un pic cu chestiunile astea. Eritropoietina nu se mai folosesc de mult, prostiile astea. V-am explicat. Acum, metodele sunt mult mai elaborate și mai sofisticate. Se ajunge până la transfuzii de sânge. Practic, tot ce s-a experimentat în ciclism și ce au experimentat cei din Republica Democrată Germană și Republica Populară Chineză în anii 70-80, s-a întins și în celelalte sporturi, inclusiv în fotbal. Cred că eritropoietina e precum piramidonul acum pentru noi oamenii obișnuiți, ce mai cumpără piramidon. Nu. Toți oamenii cumpără de la farmacii medicamente din ce în ce mai scumpe și dacă te uiți pe etichete, ai senzația că fiecare medicament este un panaceu universal. Vindecă tot, domne, ce cumperi, dar indiferent pentru ce, dacă ai nevoie pentru rinic, să fii sigur că medicamentul respectiv îți vindecă, îți curăță și ficatul, și stomacul, și inima ți-o ajută. Așa o fi și cu dopajul. S-a terminat cu eritropoietina. După mine, dopingul se practică pe scară largă și în fotbalul mondial. Nu știu dacă mai există în momentul de față un campionat puternic sau o echipă puternică unde măcar unii dintre fotbaliști să nu apeleze la așa ceva. Că e greu, mă. E greu să reziști. Televiziunile vor spectacol, pentru că și oamenii care stau în fața televizorilor vor spectacol, vor ritm, vor intensitate și atunci tu trebuie să joci, să dai acolo în teren și ce nu poți și ce nu-ți permite organismul. Cam de mult și-au depășit sportivii limitele rezistenței, anduranței umane. Așa că nu e ca să-l arătăm doar pe Apple Messi cu degetul. Putem să ne uităm și la Ronaldo, putem să ne uităm și la alții. Asta înseamnă că nu sunt cei printre cei mai talentați fotbaliști din istoria acestui sport, că nu ajunge oricine la nivelul ăla. Dopat, dar trebuie să fii talentat, trebuie să fii bun mai întâi. Așa că Ronaldo probabil va juca și finala asta, dacă nu se accidentează. Mi-e greu să cred. Semne de întrebare rămân la Bayern München cu Barcelona. Bayern München, o echipă capabilă de orice. Capabilă să piardă cum a pierdut finala cu Manchester United. Câți ani au trecut? Mai bine de 15. Capabilă să și câștige în ultimele minute, să bată pe oricine sau să piardă cu oricine. Eu sper că Herr Heinkes nu-l va folosi în dubla cu Barcelona pe Arjen Robben, chiar dacă Bayern München s-a calificat. Am văzut cu toții Juventus-Bayern, tot ăsta a stricat meciul. E drept, Bayern a câștigat cu 2-0 și în acasă și în deplasare, a pur și simplu el oprește jocul, își încurcă coechipieri, nu știe să șuteze la poartă, are nevoie de 100 de ocazii ca să lovească bara, atenție, nu să-l scrie, îl folosești degeaba, nu l-am înțeles pe Jupp Heynckes, nu înțeleg de ce îl folosește, să nu mă luați cu accidentarea lui Toni Kroos, că n-are nicio legătură, până la urmă are Bayern München în lot destui fotbaliști care să-i țină locul ăstuia. Dacă va juca în dubla cu Barcelona, eu zic că ajung domnii din Catalunia în finală. Dacă nu va juca Bayern, dacă nu va juca Robben, atunci Bayern ar avea șansa să meargă mai departe și cred că ar fi mult, mult mai interesantă o finală Bayern München-Real Madrid. Să vorbim un pic și despre Europa League, pentru că astăzi s-a simulat tragerea la sorți în Europa League. Vă spuneam, spun simulat pentru că mi se pare ridicol să organizez tragerea la sorți pentru patru echipe rămase în competiție. Aseară, unii dintre voi probabil că au urmărit meciurile, alții nu. N-am să vorbesc despre Lazio Fenerbahce, o mizerie de meci, o rușine. Până la urmă, două echipe slabe, care nici măcar în Europa League n-au ce căuta la nivelul ăsta. Două campionate slabe, în momentul de față, nu văd cu ce ar fi mai presus italienii, pentru că uitându-ne la meciul prin Serie A, nu vedem cine știe ce. În afară de Juventus Torino, nu prea mișcă nimic în campionatul Italiei. Știu, se vor supăra ăștia care sunt cu italienii numai la Serie A să gândesc de 20 de ani încoace, dar asta e, corpăciunea și-a spus cuvântul și campionatul Italiei a ajuns
de unde era pe primul loc, undeva pe locul 10 probabil în Europa, în momentul de față. Trecem la Rubin Kazan cu Chelsea. Interesant. Noi am prevăzut de ieri că Rafa Benitez va avea o viață grea. A avut totuși noroc și Chelsea a reușit cum necum să meargă mai departe, dar o calificare rușinoasă, la doar un gol diferență până la urmă, în scor general. Pentru o echipă cu asemenea pretenții și cu un asemenea buget, să te duci în Tatarstan să pierzi și să mai și tremuri până în ultimele minute, la gândul că poți pierde calificarea, nu mi se pare în regulă. Dar ăsta este Rafa Benitez. Fraților, noroc a avut în viață unul ăsta, cu carul chiar, în calitate de antrenor. Nu este, n-a fost niciodată unul dintre marii antrenori ai fotbalului modern, Rafa Benitez, mai degrabă un oportunist, un speculant. A câștigat Liga Campionilor cu Liverpool pe o echipă construită de altul, nu a apucat să modifice încă nimic, motiv pentru care băieții s-au simțit bine până în finală și au câștigat pe merit. Atunci, conduși de Steven Gerrard, bineînțeles, dar echipa era făcută de Gerrard Bouilly, juca ceea ce construise Gerrard Bouilly acolo, după care Rafa a început el să modifice, să-și aducă niște loaze pe acolo, să schimbe stilul de joc și s-a văzut. Le-au trebuit celor de la Liverpool aproape 10 ani să-și revină după ce a trecut Rafa Benitez pe acolo. Dau semne de reveneală. Brendan, ăsta Brenda, cum îi spunem noi, noul lor manager, chiar dacă a fost luat peste picior la început, a făcut treabă bună. Liverpool a început să joace. Și joacă din ce în ce mai bine. Cred că maximum două sezoane, dacă va fi lăsat omul în pace să-și facă treaba, Liverpool poate emite pretenții de Big Four. Poate chiar într-un sezon, cine știe. E bine ce se va întâmpla la vară, ce politică de transfer vor avea. În orice caz, le-a luat mult timp. Ăsta este Rafa. Este genul domn pe care îl inviți în casă, îi arăți colecția ta de pahare, șutite de prin cârcium și scrumiere, da? Furate în perioada adolescenței și tinereții, el se minune, vai ce frumos, iau toate tipurile de bere reprezentate aici și la un moment dat nu știu cum se întoarce că ți le răstoarnă și se sparge toată colecția adunată cu trudă sau dă jos peștele de pe televizor, peștele ăla de sticlă pe care îl cumpărase bunica acum 60 de ani, care e valoare sentimentală, nu prea avea peștele, nu bunica, sau se așează pe fotoliu pe care abia l-ai cumpărat și ai dat o grămadă de bani pe el și reușește cumva să-l facă praf. E și destul de greoi Rafa, așa, are burtică, nu? Că tot îmi treabă domnul Ștucan pe unde îl prinde, dacă s-a mai îngrășat sau a slăbit, întrebare de Gazeta Sportiv, ce să povestesc. E bine, ăsta este Rafa. Acum a ajuns la Chelsea, spre lauda lor, suporterii de la bun început nu l-au vrut știind cu cine au de-a face. Mă mir totuși că fanii celor de la Liverpool, unii dintre ei încă mai văd Rafa Benitez, nu știu ce valoare, nu. Are pic băi, antrenor mediocru. Pentru campionatul României ar fi bun. E peste Regecamp, asta e clar. Și a și demonstrat-o până la urmă. Dar nu, pentru un campionat puternic, eu nu-l văd. Rafa e pentru Belgia, dar și în Belgia cred că l-ar bate Rednic. Ați văzut pe strâmbul ce vine să descurcă în Belgia. Deci luați din mediul ăsta corupt, el însuși fiind un individ bun, ca să nu spun altfel, elegant vorbind, și pus acolo, strâmbul a arătat că are ceva cunoștințe despre fotbal și oarece talent. Face treabă bună acolo. Ei, strâmbul e peste Rafa Benitez, dacă vreți să știți. La nivel de inspirație, la nivel de, nu știu, construcție a jocului, de selecție, face alegeri mai bune. Rafa este complet pe din afară. De-aia, cei de la Chelsea n-ar merita Rafa să câștige trofeul Europa League, chiar dacă nu mai înseamnă mare lucru pentru echipele astea cu buget mare. Și Rubin Kazan era să-i servească ceea ce merita. Din păcate și tătarii mongolii aia n-au putut mai departe, că n-au avut cu ce. Așa că Chelsea se duce în semifinale. Newcastle cu Benfica, aici lucrurile au fost clare. Evident că Benfica merita să se califice. Nu cred că s-a pus problema. Newcastle o echipă slabă de tot. Peșinir că joacă ăștia în Premier League. N-au atac, n-au nimic la mijlocul terenului. Sigur, Ilie Dumitrescu va explica într-un limbaj mai elevat zona de translație, de tranziție, zona periculoasă, oxigenarea jocului. Sunt niște termeni pe care numai el îi folosește în fotbal. Nu știu dacă e inventat, în orice caz, noi nu reușim să pătrundem prin
înțelepciunea domniei sale, așa că nu o să-i folosim. Newcastle evident nu merita să treacă de Benfica. S-au făcut chiar un meci urât. Dacă ar fi avut un partener pe măsură, poate că cei de la Benfica ar fi făcut și ei un joc mai acătării, dar nu-i bai, au cu cine juca de acum înainte, mai au două coburi de trecut. Mulți văd o finală Chelsea-Benfica. Eu sper să nu ajungă Chelsea în finală, dar vom vedea. Și în cele din urmă, Basel Tottenham, nu știu dacă mai avem timp, cred că nu mai avem timp, trebuie să luăm pauză. Aici sunt multe de povestit. Colegul nostru, Călin Mateș, în drum spre România, are un scurt concediu, a primit niște zile libere și probabil că a ajuns în Timișoara, nu știu dacă vom reuși să luăm legătura cu el astăzi, că ne-ar fi spus destul despre meci. Cert este că Tottenham a pierdut la penaltiuri, dar o să discutăm despre asta după pauză. Pentru cine s-a trezit mai târziu, că de, e vineri. Bayern München, Barcelona și Borussia Dortmund, Real Madrid sunt semifinalele în Champions League. Mulți mizează pe o finală Real Madrid-Barcelona, dar sunt destui și cei care, sunt destui cei care spun că Bayern München poate trece de Barcelona. Da, teoretic se poate, dar v-am explicat cum, fără Robben, fără Arjen Robben. Cu Juventus nu a avut mult de furcă, așa că pe undeva jocul echipei a reușit să placareze și incompetența acestui băiat Arjen Robben, care nici foarte talentat n-a fost, hai să fim serioși. Eu nu-mi explic ce acum cum a ajuns mare vedetă în Olanda. Un campionat și o școală de fotbal care scoate super talente pe bandă rulantă. Încă mai scot olandezii, nu și le mai pot ține la echipele lor. De-aia nu se mai badă la egal, la egal. În Champions League, în fazele superioare cu restul lumii, dar slavă Domnului, alimentează pe alții. Nu știu cum de a ajuns Robben în poziția asta. Nu-mi explic de ce i s-au acordat atâtea și atâtea șanse. Și parcă văd că de la Bayern München sper să aibă înțelepciunea, măcar Guardiola, dacă Heinz n-a reușit să scape de el, parcă văd că îl cumpără tot o echipă. Dacă nu o echipă mare, una cu bani mulți. Că așa sunt. Există loaze pe lumea asta care întotdeauna își găsesc de lucru. Fraților, fac numai rău pe unde trec, dar nu contează. Oh, nu am presă la noi câte persoane. Cunoaștem. Ba chiar îndeaproape pe unii, din păcate, uite, îmi scrie cineva. Nu-i adevărat, probabil fan Newcastle. I-am subordonat pe Benfica. Noi nu mai folosiți expresia asta, că s-ar până în tavan dărâm izolația studioului și costă destul de mult, n-am bani, vreau să-l repar. Terminați cu subordonarea. Subordonat înseamnă subaltern, înseamnă o persoană dependentă de cineva sau de ceva. Păi cum a fost Benfica dependentă, mă, de Newcastle? Explicați-mi și mie. Și la ce capitol a fost voi superior Benficăi? La capitolul lot? Nu cred, au fotbaliști mai talentați, ce puțin la mijlocul terenului și în față. Hai să o lăsăm. Jocul echipei? Păi n-am văzut nimic la Newcastle. Terminați cu prostile. În tur am avut două bare și destule ocazii. În niciun caz n-au fost mai buni, ba, au fost. Au meritat să se califice. Ajunsesem la echipa colegului nostru de la Londra, corespondentul Sport Total FM la Londra, Călin Mateș, Tottenham Hotspur, carele la bază n-a reușit să obțină ceea ce oricum reușiseră să obțină acasă. N-avem un telefon până să vă povestesc despre meciul ăsta, să trăiți. Salut, Andy! Am și o întrebare pentru tine. Nu crezi că era mai frumos să se întâlnească spanioli între ei și nemți între ei și era obligatoriu o finală între nemți și spanioli? Așa cred, era mai frumos. Da, și eu aș fi preferat. Numai că îmi imaginez ce discuție ar fi fost dacă s-ar fi întâmplat așa. Aha! A fost aranjată tragerea. Acum eu nu spun că nu s-a aranjate. Unele dintre ele nu-s dirijate. Vreau să-i văd pe Barça și Real, alte echipe de fotbal nu mai sunt. Păi asta vreau și eu, m-am săturat de El Clasico. N-am nimic cu fotbalul spaniol, nu-l detest. Chiar dacă îmi plac mai mult alte campionate. Dar trebuie să recunoaștem valoarea și spaniolilor. Dar m-am săturat să tot văd Real Barça. Mai văd și în finala Champions League, dă-o încolo de treabă. Un pic de suspansă mai avem și noi. Da, de asta te-am sunat. Era mult mai frumos să cadă așa. Să vedem și noi, echipă spaniolă cu una nemțească. Deci era sigur că n-avea cum altfel. Și cădeau acum între ele. Era mult mai frumos. Chiar și așa, să știi că putem avea o finală Real Madrid-Bayern München. Depinde de Heinz ăsta. Da. Da. Și îmi imaginez cum o să stea Guardiola acum
fraților, o să țină, dacă se va întâmpla așa, și în finală va juca, vor juca Bayern München cu Real Madrid, pentru prima dată în viața lui Pep Guardiola o să țină cu Real Madrid. N-are niciun interes să ia ăștia și Liga Campionilor după ce au câștigat campionatul cu 20 de puncte peste locul al doilea, pentru că el nu prea mai are ce oferi după Heinkes în cazul ăsta. Și o să țină cu Realul. Bine, o să țină și cu Barcelona acum, normal, că doar e echipa lui de suflet. Dar în orice caz, șanse sunt să vedem Bayern München, Real Madrid și cred că asta ar trebui să fie finala până la urmă. Că Barcelona e în scădere, nu mai e echipa de acum câțiva ani, ar merita mai mult. Și anul trecut ăștia de la Bayern München au avut ghinion, tot cu Robben, de-aia ziceam că nu-l înțeleg pe Heinkes, ce caută Robben în de echipă acum. Să te întrebi cu tine, ce fotbalist e Robben așa de mare? De... Păi nu, mie nu mi s-a părut niciodată un fotbalist mare. E unul bun, nu știu dacă e foarte bun, foarte bun pentru nivelul fotbalului vest-european nu e, niciun caz. Dacă ne uităm pe la echipele astea mari, Robben, nu știu, e pe locul, nici nu intră în top 1000 al fotbaliștilor din vestul Europei. Nu pricep cum, da, am explicat, au mai existat și mai există exemple de genul ăsta, de fotbaliști care nu-și merită locul, câștigă o groază de bani, fac praf și pulbere echipele la care joacă, aduc numai prejudicii, dar cu toate astea își găsesc loc de muncă în continuare. Presupun că trebuie să trăiască și loazele astea. Cineva să ia. Lasă, parcă îl văd pe Robben la Manchester City. Eu mi-aș dori. Mi-aș dori că atunci Alex Ferguson n-ar mai trebui să facă vreun efort. Aia s-ar bate singuri, practic. Apropo de Manchester, am vrut să sun și săptămâna trecută că era și Radu. N-au de gând să schimbe și ea antrenorul? Nu se retrage Alex Ferguson. Eu, părerea mea e că va mai fi cel puțin 3-4 sezoane. Nu, la Manchester City. La City, da. Va fi schimbat Mancini. Va fi schimbat că n-a făcut... Au jucători buni, mie îmi place, dar... Da. Nu știu, e... Au un loc bun, nu e echilibrat, pentru că au tot schimbat managerii, fiecare a venit cu preferințele lui, s-a mai băgat și patronul peste ei, îl vreau pe ăla, dar ai de unde alege. Deci Manchester City ar fi trebuit, în momentul de față, să se bată pentru trofeul Ligii Campionilor, la ce buget au. Numai că nu poți cu Mancini să te lupți pentru așa ceva. Precis va fi schimbat. Sunt convins, după ce au investit ăștia, cred că au investit mai mult de un miliard de euro. Mea Mircea, da. E perfect, că în campionatul Angliei, dacă începi să joci de-a latul terenului, trec ăia prin apărarea ta ca prin margarină. Nu ține. Da. N-are Mea Mircea față de... Mi-a plăcut să văd PSG-ul. Chiar... Deci, sincer, unul mi-a plăcut mai mult decât Barcelona. Cu toate că au avut posesia care o au tot timpul, dar mi-a plăcut PSG-ul, pe cuvânt, mi-a plăcut. Și acolo Ancelotti ăsta nu-și merită, nu cred că va arăta. Bine. Da, în orice caz. Nu am înțeles ceva, cluburile cu bugetele astea, nu pot să atragă cluburile antrenori mari la bugetele care le au, la banii care poate să-i plătească? Ba da, problema la cluburile astea mai mari este că uneori patronii vin din zone care n-au legătură cu sportul, nu înțeleg cum se face managementul în business-ul ăsta care se numește sport și fac tot felul de alegeri proaste. Uite, Mancini e un exemplu, Carlo Ancelotti, alt exemplu, că nu se pricep. Nu se pricep și atunci... Trebuie să ai un pic de inspirație și ca om de afaceri, trebuie să te pricepi un picuț. Să știi cu ce se mănâncă zona respectivă ca să poți să faci alegeri bune. Dacă tu îl pui pe Mancini la o echipă cu Mancini, săracul n-are cum să adapteze unui campionat de tipul ăsta. Nu-i făcut pentru așa ceva. El e făcut pentru fotbalul italian și nici acolo nu-i printre cei mai buni. Nu se poate adapta. Mă gândesc că la banii care ai putea să ai un, nu știu, ceva, o mână dreaptă ta care, sau să atragi cu cineva lângă tine care cunoaște fotbal. Pur și simplu. Păi asta e, până la urmă, ăsta e talentul omului de afaceri. Aici se vede dacă e businessman sau nu. Dacă e în stare să-și formeze o echipă bună. Să angajeze niște oameni care să-i conducă afacerea și să-i o crească, să-i aducă profit. Ori, gândește-te că și la Manchester City și la
PSG sunt niște băieți de prin peninsula Arabiei. Ăștia nu sunt oameni de afaceri. Una e să pornești de la zero, cum a făcut Bill Gates, de pildă, și să ajungi cel mai bogat om de pe planetă, și alta e să te facă mămica undeva într-o țară în care te naști cu picioarele în rafinărie și capul pe sonda de petrol. Că așa sunt sondele de petrol acolo, n-ai loc să respiri. Da. În apartamentul de deasupra e o sondă de petrol. În casa de vis-a-vis e o rafinărie, cam așa sunt. Ei se nasc practic bogați. Nu trebuie să facă niciun efort pentru asta. Și se vede ulterior. Că nu sunt oameni capabili să iau o decizie în cunoștință de cauză, nu stau prea mult pe gânduri, nu cântăresc riscurile. Ei întreabă ce se poate cumpăra, grau, ce face cu atâția bani. Păi uite, eu mi-am tras o echipă de fotbal. Ia, cumpără-ți și tu una. Și după aia se vede că nu știu să construiască o afacere. Și unii reușesc să învețe să se adapteze, alții nu. Acum rămâne văzut, în orice caz în Anglia, dacă se întoarce Jose Mourinho la Chelsea, nu mai contează pe cine pun ăștia la Manchester City. Campionatul i-a contat cel puțin 2-3 sezoane cât o să aibă Mourinho răbdare să stea acolo. Ăsta oriunde l-ai duce într-un campionat puternic, la o echipă mare, bine, nu s-ar veni la o echipă mică, îți va câștiga titlul. Tare ar fi să câștige anul ăsta Champions League pentru a câta oară. A câștigat cu FC Porto, a câștigat cu Interul, să câștige acum și cu Real Madridul, ar fi câștigat și cu Chelsea dacă prostul de Abramovich nu l-ar fi făcut să plece. Chelsea oricum a jucat mai bine în finala cu United, a jucat mai bine decât echipa lui Ferguson, numai că nu avea antrenor, era Avram Grant pe bancă. Dacă era Mourinho pe bancă, atunci Chelsea lua trofeul. A fi fost acum ocazia să-l câștige pe ăla cu numărul 4. Așa s-ar putea să ia trofeul cu numărul 3. E, ajunge la Chelsea, acolo ambiția lui va fi să câștige Champions League și cu Chelsea, iar campionatul îl va face harcea-parcea din primul sezon. Mai ales că îi știe pe mulți dintre fotbaliștii din lot, știe foarte bine ce are de făcut, el se simte bine în Anglia, îi place acolo, suporterii sunt alături de el, ăștia e lui Chelsea, ce mediul perfect pentru el. Așa că nu mai contează. 2-3 jucători. Pot să aducă, spre cine să aducă ea de la City, să-i se poată opune lui Mourinho, n-ai pe cine să aduci. E mai sus decât ăsta, mai sus decât el și Alex Ferguson, în momentul de față în fotbalul european nu te poți duce. Ei sunt vârfurile și atunci diferite. Totuși, cele două personaje, ăsta a obținut tot ce se putea obține cu o singură echipă, poate n-ar fi reușit aceeași performanță la o altă echipă, în vreme ce Mourinho e un pic peste Ferguson, trebuie să recunosc. Îmi face sau nu face plăcere, e altă discuție. Da, e peste pentru că pe unde a fost, a făcut treabă excepțională. Păi să iei Liga Campionilor împotriva Barsei, în vârf de formă aia de la Barsa, cu Inter Milano, ce vreți mai mult decât asta? Nu înțeleg pe cei care îl critică sau cei care spun, păi dacă l-ai pune la o echipă mică, păi mă, un antrenor mare nu poate fi angajat de o echipă mică, n-ai cum. Păi ea nu sunt în stare să te plătească. În plus, pentru cine nu știe, Mourinho a pornit de jos, stați un pic, că prima lui echipă n-a fost FC Porto. A fost secund la Barcelona, a antrenat o echipă mai mică în campionatul Portugaliei, omul chiar a urcat treaptă cu treaptă. N-a apărut așa din senin. Deci chiar merită aprecierile microbiștilor. Că îl urăsc fanii Barcelonei, asta mi se pare normal. Am văzut să zici că nu are valoare. După mine e cel mai bun manager în momentul de față în fotbalul european. Dacă o să ia acum cu Real Madrid Champions League, nu că ar fi o surpriză, chiar că nu o să se mai poată spune nimic. Și o să-l vedeți iar în Premier League, că va repeta performanțele din trecut, lejer. Ok, mulțumim. Trebuie să luăm, luăm o scurtă pauză, revenim. Salut! Dar deloc nu vreau să mă lăsați să-i bursesc și eu pe ăștia de la Tottenham. Pare eu că e probabil e pe drum, Călin. Nu știu dacă a ajuns în țară, dacă a ajuns. E destul de complicat. Aparatura de 6.000 de lire sterline o are instalată acolo în Londra, în garsoneră, sau poate s-o fi mutat la Ducesa de Kent cu aparatură cu tot. Și dacă România are parte de așa ceva. Dar îl avertizez să nu-și cumpere aparatură și din România, de același tip, pentru că va costa de 3 ori mai mult. La noi așa e. Să știți. Și proba asta au făcut-o amici, prieteni, colegi, ce am mai auzit și eu bârfindu-se, am auzit asta și de la străini, ei nu-i minciună,
dacă îți cumperi, de pildă îți faci un post de radio și ți-l faci în România, cum este cazul nostru. Dacă îți faci un post de radio similar în Statele Unite, precis te va costa de 10 ori mai puțin. La noi totul e mai scump. Absolut tot. Și serviciile, și echipamentele. Tot. În primul rând că nu există om de afaceri mai deștept decât românul. La noi este cel mai mare număr de intermediari de pe planetă și n-ai cum să scapi. Orice ai face, cât de abil ai fi în afaceri, tot te lovești de ei. Nu poți. Plus că mulți dânși păguți în stânga și în dreapta au prins monopol pe anumite direcții, nu-i poți ocoli. N-ai nicio șansă. Așa că, mai bine, Săline, las că vorbim când te întorci la Londra. Păcat că nu pot și eu să te iau un pic peste picior, cum ai făcut-o de atâtea ori sezonul ăsta și pe bună dreptate, când a venit vorba despre Manchester United. Dom'le, am uitat la Tottenham, mai mult la Tottenham cu Basel, și așa pe alocuri pe la celelalte partide. La Newcastle, deși văd care mulți susținători echipa asta cu Benfica, nu prea am uitat de ce să văd la Newcastle. Lăsați-vă vă cu fotbaliștii, futboliștii aia, mai voștri, cu Ben Arfa ăsta, alt fotbalist umflat și fără creier, nu e stare de nimic. La Tottenham cu Basel s-a întâmplat ceea ce era de așteptat, adică erau foarte aproape să dea lovitura în ultimele minute. Eu nu știu de ce echipa asta nu reușește să înscrie sau să câștige decât în ultimele 5, 6, hai, 10 minute. Până atunci, parcă ar juca altă echipă. După care, îngrașă porcul în ajun, eu cred că echipă de români, totuși. N-ar trebui să li se spună, așa cum le spun englezii, echipa evreilor din Londra. Nu, este echipa românilor. Nu că evrei se pricep la afaceri, sunt mult mai bine organizați, mai aplicați. Nu, ăștia sunt români precis. Ne reprezintă. Ca așa sunt și ai noștri. Se trezesc în ultima clipă. Aoleu, am rămas fără bani. Ce fac? Trebuie să mă împrumut. De undeva, dar de la cine să mă împrumut? Că mai avem o săptămână până la salariu și nu mai are nimeni bani. Așa fac și ăștia de la Tottenham. Hotspur, din minutul 80, își dau seama că sunt pe cale să piardă. Și reușesc cumva, e adevărat, cu Gareth Bale în echipă, reușesc să câștige. Rata asta fără Gareth Bale nu prea au mai reușit, au dus meciul în prelungire, au ajuns la penaltiuri, unde Adebayor s-a arătat iarăși în toată sfârșoarea. Se spune despre el că dintre toți fotbaliștii, care nu sunt cei mai inteligenți oameni de pe planetă, fie vorba între noi, se spune despre el că are IQ-ul cel mai mic. 10 puncte are la IQ, cam atât Adebayor, și a arătat asta când a executat penaltiul. Dom'le, n-am văzut om mai relaxat ca ăsta, deși se juca o calificare. Se juca pe bani de data asta. Pentru că din semifinale îți rentează și Europa League. Dacă ai prins semifinalele, începi să-ți recuperezi banii, ba chiar să ieși în profit. După ce ai fost nevoie să joci în grupe, tocmai pe la Vladivostok sau prin China, că numai aia n-au intrat în UEFA. Vor intra, probabil, chinezii și în Uniunea Europeană la un moment dat, nu mă îndoiesc. Chestiunea asta e, după ce ai făcut deplasările alea, ai plătit cazarea la Moscova, e cel mai scump oraș din lume, în momentul de față, la capitolul ăsta, nu știu cum stau la capitolul servicii, cum te simți într-un hotel din Moscova, dar în orice caz e mai scump decât oriunde, mai bine te duci în Dubai, e mai ieftin decât la Moscova. E, după ce ai cheltuit atâția bani în sezonul de Europa League, odată ajuns în semifinale, ai și tu șansa să recuperezi bănuțul, în fond, fotbalul e o afacere. Cu toate astea, Adebayor era foarte, foarte relaxat. Ziceai că e ziua unui prieten. Așa s-a dus spre balon. S-a și oprit un pic, a făcut fițe. S-a uitat stânga-dreapta, mă filmează. Vă, sunt, ia, fotograf, sunt. S-au așezat unde trebuie. Toate sunt în regulă. Un pas, doi, iar s-a oprit. L-a făcut și pe al treilea. Uf! Milimetric pe lângă tabela de marcaj și a trecut balonul. Păi pe ăsta, pe bază este, mă, cu ăsta vrei tu să te duci în finala Europa League, nu o să poate va așa ceva. La, în orice caz, de remarcat faptul că fotbaliștii de la Tottenham Hotspur nu știu să execute loviturile de pedeapsă, toți au tras prost. Deci, în mod normal, n-ar fi trebuit să înscrie niciunul. Ba pe mijlocul porții, ba peste poartă, ba pe lângă poartă, habar nu au. Fraților, se vede că fără Gareth Bale degeaba zicea că nu avem dreptate, echipa aia nu reușește să facă performanță și tare mi-e teamă că îl vor pierde. În vara asta, precis s-au gândit alții, au pus ochișorii pe Gareth Bale, Christian Bale, cum i-a zis Alex Ferguson, al dracului whisky-ul ăsta, bă, băut așa de dimineața pe stomacul gol.
Ați văzut un film cu Christian Bale, Fergusonul. Madame Ferguson e cinefilă, am înțeles, și l-a confundat cu actorul. Asta a fost povestea amuzant la bază cu Tottenham. Cât pe ce să se califice, să fie la un moment dat 3-2, dar totuși, elvețienii. Basel, de altfel, o să vedeți, este o echipă greu de bătut. O echipă de, nu sunt cotonogan, pot să zic cotonogan, de ciobani, dacă doriți. Ciobani intră ale fotbalului, avem și noi. Ăștia, dar din păcate mai sus decât ar trebui, la ei sunt în teren. Ciobanii, o echipă care nu joacă mare lucru, dar care te încurcă groaznic. Mai ales dacă vin într-un campionat în care te-ai obișnuit să joci. Pe bune. Te-ai obișnuit cu adversari care încearcă să construiască. Ei, când dai peste bază, uiți dintr-o dată tot ce ai învățat, ca și cum ai fi campion în artele marțiale, campion olimpic la amatori sau la profesioniști sau unde doriți, și te-ai trezit în față cu un bătăuș de ăsta crescut în vârful muntelui care răpune ursul cu pumnul, vorba reclamei. A unul de ăsta care nu știe. E, dintr-o dată toate procedeile tale nu mai valorează nimic, că ăla nu intră în joc. Te lasă și odată îți arde o gheoagă și te-a lăsat slat. Așa e și cu Basel. Abia aștept să vedem semifinalele, revenim după pauză. Sala de la Tottenham, Friedel, este genial. Tataie, de ce nu ai fi ieșit tu la pensie? Numai când s-au executat penaltiurile, te uitai la fața lui Friedel și citeai așa o neliniște interioară și o frământare. Se gândea când s-a executat, când au executat elvețienii primul penalti. V-am luat pâine. Noi fi luat pe timp marca oia. El nu se trezea, încă rămânea tot în poartă, venea portarul celor de la bază să-l dea afară. Hai, tataie, te mai încolo, că mai am și eu un pic de treabă. El rămânea tot în transă. Îți strigam cu echipier, sigur, Soane, bă, ia și mie o pâine, că mă bate nevastă mea. Pe aia iar cădea pe gânduri, copilul. Trebuie să iau copilul? L-ai fi luat de la grădiniță? Nu l-ai fi luat, nepotul. S-a zâmbit, nu fiul, că Brad Friedel are 75 de ani. Hai să ține bine pentru vârsta lui, trebuie să recunoaște, mai rar. Probabil că se hrănește, sănătos. Nu bagă toate porcăriile în el dacă la 65 de ani reușește totuși să câștige atâția bani nemeritați, trebuie să spunem, în poarta celor de la Tottenham Hotspur, o echipă cu bani. Nu e o echipă săracă, nici măcar pentru standardul destul de ridicat al celor din Premier League, cel mai bogat. Nu știu dacă e chiar cel mai puternic campionat al lumii. Gata, văd că Real Madrid și Barcelona din campionatul Spaniei sunt peste. Din punct de vedere financiar, da, putem spune că e cel mai puternic. De-aia zic că Friedel nu-și merită bani. Ei bine, până și-a luat aminte dacă a luat nepotul sau nu de la grădiniță, se ajungea la al patrulea penaltiuri, atunci se pleznea peste frunte. Să vezi că sunt în poartă, vă. Și încerca să apere prea târziu. Prea târziu, ce să-i faci? Așa e, vă, la vârsta respectivă, e greu să te concentrezi. Singurul om serios din toată echipa aia mi s-a părut a fi Sigurdsson. Nu că ar fi făcut un meci mare, dar totuși când a fost vorba să execute penaltiul, el a tras bine. Ceilalți, dezastru. Vertonghen ăsta, cum îi spun comentatorii noștri, Vertonghen, probabil, se gândesc la... Aveam un coleg Vârtosu, șef la știri, pe la postul Media Pro, a făcut prostia să plece de acolo și acum să mai poate întoarce ca și la ăștia. Vârtosu, domne, cum era numele, așa era și... Da, era Vârtos și în meserie, de-aia probabil că îi spun Vertonghen, comentatorii noștri, și ăsta le-a mâncat meciul celor de la Tottenham, da. Pe de altă parte, cât să-ți meargă, mă, cât să-ți meargă. Până la urmă, cât noroc să ai, să câștigi întotdeauna sau să egalezi în ultimele minute. Eu nu spun că ar fi meritat cei de la bază, care nu a fotbal, nu joacă, să se califice, dar oricât. Am văzut la ei un pic de determinare. La Tottenham, relaxare. Relaxare, ai zice că au câștigat și Europa League și Champions League, au mai multe trofee în istoria clubului decât Real Madrid. Cam așa s-au comportat în unele minute pe final de meci. Au revenit și ei. Amuzant. În orice caz, nu-mi pare rău că am făcut alegerea asta și m-am uitat mai mult la Basel cu Tottenham. Atenție, însă, că în semifinale nu o să-i fie ușor lui Rafa Benitez. Nici el nu e bine pregătit și nu-i de nivelul ăsta, așa cum spuneam mai devreme, iar Basel e o echipă care îți poate face zile fripte. Ne-am mai întâlnit și noi cu Basel, s-au mai întâlnit și ai noștri și au văzut despre ce e vorba. Ăștia te pot enerva atât de tare încât la un moment dat îți pierde pofta să mai joci fotbal. Poftă pe care oricum nu prea văd la Chelsea, și fotbaliștii, și suporterii, cei din conducerea clubului, toată lumea împotriva lui Rafa, toți abia așteaptă să se termine sezonul, se gândesc, mă, cine a venit, vine Mourinho, aoleu, vezi că ne dă ăsta afară pe toți,
Până și Abramovici tremură, e frică să nu-l deași pe el afară. Mourinho eventual, din birou, desigur. Din biroul managerului, că din altă parte nu poate da afară. Din Consiliul de Administrație, niciun caz. Și nici acțiunile nu le poate cumpăra, chiar dacă e zgârcit chitră, cum se spune pe la noi, Mourinho n-a strâns atâția bani. Și avem cea de-a doua semifinală, Fenerbahce-Benfica. Și eu zic că Benfica prinde finala, s-ar putea, repet, să avem o finală Benfica-Chelsea, dar să nu ne minunăm prea tare dacă vom avea o finală Benfica-Basel. N-ar fi nicio surpriză. Deși aici văd trei echipe care s-ar înscrie pe traseul ăsta, pe traiectoria asta, cum ar spune Ilie Dumitrescu, pe traiectoria finalei, zona teribilă și periculoasă a finalei, cum văd și în Champions League la fel, trei echipe cu șanse mari, Barcelona, evident, Bayern München și Real Madrid, dintre toate Real pare să aibă un meci mai ușor, o dublă mai ușoară cu Borussia Dortmund, dar și acolo trebuie să ne păstrăm o mică rezervă, că surprize s-au mai produs. Cristiano Ronaldo nu prea uită să înscrie atunci când joacă, dar vorba colegului Cezar Romaniu, că au fost totuși 4-5 meciuri sezonul ăsta în care n-a înscris. Și dacă nu înscrie Ronaldo, Realul are o mare problemă. După cum și Barcelona, dacă nu e în formă Messi sau nu reușește, nu intră într-un meci, la fel, dă din colț în colț. Nu spun că ceilalți pe echipierii lui Messi nu sunt importanți la Barcelona, dar el e omul de gol. Și fără el, cam complicat pentru o echipă care e obișnuită să intre cu mingea la picior în careu și continuă să paseze și după ce trece de linia porții adversarilor. Așadar, acestea sunt semifinalele în Europa League. Basel, Chelsea și Fenerbahce, Benfica. Hai că ne-am distrat aseară. Parcă au fost mai interesante oricum meciurile decât cele din Champions League. Nu de știam de la început cine merge în semifinale. Aici un pic de suspans, nu suspens, nu suspense sau suspens, cum spun colegii noștri. Parcă a mai existat. Bună treabă. Să vedem ce părere are ceva mai târziu și colegul nostru, Georg Lorenz, nu de alta, dar avem Champions League, se decide, titlul Champions League se va decide între două echipe din Germania și două din Spania. De asta vă ziceam că cei din Premier League ar trebui să nu se mai împăuneze atâta cu titlul de cel mai puternic campionat din lume, pentru că ultimii ani au fost dominați de Barcelona, anul trecut Chelsea, dar cu noroc, iată, anul ăsta n-avem până la urmă decât o singură echipă în Europa League, tot Chelsea, apropo, în fazele superioare, iar în Champions League niciuna. Se pare că fotbalul spaniol și nemțesc la ora actuală, echipele care vin în campionatele respective sunt mult mai în formă. Pentru cei mai somnoroși, nicio aluzie la politicieni aflați în activitate sau nu, Borussia Dortmund, Real Madrid și Bayern München, Barcelona, semifinalele din Champions League, în vreme ce de partea aia. Cealaltă în Europa League, Basel va juca prima semifinală în compania celor de la Chelsea și Fenerbahce va pierde probabil cu Benfica. Așa arată semifinalele, pentru care, repet, s-a organizat o tragere la sorți, 10 minute a durat. Cum să chemă un om, poate de la 5.000 de kilometri, dădea din buric, dansa din buric pe o insulă, să-l ții doar 10 minute acolo, să extragă o bilă, atât durează. Extragi prima bilă, Real Madrid, o extragi și pe a doua, Borussia Dortmund și gata, a terminat. De ce nu s-a făcut asta pentru faza sferturilor de finală? Că și acolo poți umbla un picuț la împerechiere și acolo poți să pui bile calde și reci. Mă rog, vibrează mai nou, am înțeles, bilele. Astea sunt legendele care circulă. Să revenim la ale noastre, înainte să intrăm în direct cu colegul nostru din Germania, să le dau două vești bune rapidiștilor și dinamoviștilor, pentru că se încheie săptămâna și s-au cam lămurit lucrurile. Copos, așa cum vă spuneam, nu pleacă de la Rapid. Groia Stoica s-a dovedit a fi ceva mai deștept decât predecesorii care i-au cotizat lui Copos și nu și-au văzut banii înapoi. Chiar dacă unii spun că în privința aranjamentului Copos-Taher lucrurile nu sunt ceea ce par și că l-ar fi obținut altceva în schimb, nu știm. Nu ne interesează. Veste bună așadar pentru rapidiști, cu doar două zile înaintea derbiului cu Steaua, Groia Stoica a ieșit din combinație. Tranzacția nu se va mai realiza. Conform informațiilor care apar în presă, Stoica a discutat cu mai mulți oameni de afaceri care, evident, l-au sfătuit să nu intre în negocieri cu actualul finanțator al Rapidului. Ceea ce, desigur, mi se pare normal. Bravo, domnul Stoica, înseamnă că aveți ceva în tăcuță.
Ar mai fi un alt motiv pentru care acesta a ieșit din cursă, care cursă, că nu se înghesuia nimeni. Sunt multe semne de întrebare în cadrul auditului preliminar. S-a ajuns la audit, ca de fiecare dată. Firesc atunci când preiei o afacere despre care știi că lucrurile nu sunt, despre care știi că au mers prost lucrurile și că sunt niște datorii de plătit, sunt semne de întrebare. Când îi cere audit lui Copo, zice, las că îl fac eu. Evident, nu ești de acord cu auditul lui. Și atunci cade afacerea. Domnul Gruia nu vrea să continue acest proces, nu va lua în discuție o investiție la Rapid. Rămâneți cu George Copos, adică nemâncați, nebăuți, dormiți prin cutii, vedeți voi cum vă descurcați. Noroc că fotbaliștii, unii dintre ei sunt însurați și mai pot să doarmă pe la soc, pe unde apucă. Și știți cum e fotbalistul, chiar dacă a câștigat ceva bani, a cheltuit la crâșmă și cu fufele. Unii dintre ei au inspirația să se însoare cu muieri care nu sunt cumpărate de pe șoseaua de centură, te poate întreține muierea o vreme, dacă ești fotbalist la Rapid. Aceeași situație și la Dinamo, Negoiță a încercat el să locolească pe Nicu Badea, dar n-a reușit. Păi ce credeai? Asta le spuneam și ascultătorilor la vremea respectivă, bă, nu faci pe Nicu Badea. Badea era mare ștab încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Securist uns cu toate alifiile, n-ai cum. El a dat bine fit acolo la Dinamo, încât nu poate fi dat la o parte. Fără consimțământul lui, nu-l poți scoate din joc. Și nu văd de ce ar ieși din joc, dar fiindcă nu-l costă nimic să fie șef la Dinamo. Așadar, rămâneți cu Badea dinamoviștilor și cu Copos rapidiștilor, după cum voi steliștilor nu veți scăpa niciodată de Gigi Becali și puteți sta liniștiți că ăsta trăiește mult. Trăiește că n-a muncit o zi în viața lui, le-a prins pe toate de-a gata, a fost băftos, nu pune la inimă nimic, nu se agită în general Gigi Becali, ce vedeți voi la televizor e așa, făcut pentru ochii lumii. Tot comportamentul ăsta al lui în fața camerelor nu valorează nici cu tot ceapă de gerată în ochii oamenilor care au mai trăit ceva și au mai trecut prin viață. Nu ne păcălește pe noi Gigi Becali nici cu credința asta afișată și deloc asumată, nici cu rolul bunului samaritan pe care încearcă să-l joace și joacă prost, nici cu faptul că încearcă să pară pasionat de fotbal, deși nu e, nici cu stelismul, pe care stelism? La Gigi Becali l-a recunoscut că era dinamovist când era mic. Fac bărâi că nu știu unde e stadionul Dinamo. Vreau să vină Giovanni și Victor Becali, oameni care au trăit prin preajma fotbalului. Gigi era cu iaurtul, se ținea cu iaurtul după fotbaliști. Nu veți scăpa niciodată de ei. Atâta vreme cât trăiesc, acolo vor fi la Rapid, la Dinamo și la Steaua. Mă rog, steliștii din când în când au mai primit, mă refer la suporte, câteva firimitoși. Adică a mai ajuns echipa odată la 10 ani prin Cupa UEFA, prin Europa League, mă rog, cum îi se spune acum, prin primăvară, au mai avut ocazia să vadă câteva echipe mari jucând în Ghencea sau mai nou pe Arena Națională, dinamoviștii și rapidiștii n-au primit nimic. Dinamoviștii chiar nimic. Așadar, lăsați-vă de bancuri că nu scăpați de ăștia. Dacă nu vă convine situația, n-aveți decât să vă uitați la meciuri prin alte campionate. Aveți Italia, Spania, Germania, Anglia, Franța, Olanda, dacă vreți, Belgia, uite că s-a dus strâmbul acolo. Aveți la ce vă uita. Campionatul Rusiei e prost. Vă spune pe acum că am încercat să vedem niște meciuri. E jale ce se joacă acolo, dar puteți urmări meciurile lui Dan Petrescu, echipei antrenate de Dan Petrescu. Practic, în momentul de față, e greu să găsești un campionat care să nu fie mai interesant decât cel al României. Să trăiți! Vă salut, domnul Angela! Da, întunecimea voastră! Am spus că am și o părere. Ce-ar fi să joace nemții cu germanii și spaniolii cu catalanii în final? Da, păi nu sunt două finale, să știți, una singură. Păi nu, una singură, dar i-am zis, ori nemții cu germanii, ori spaniolii cu catalanii. Nu merge. Păi... eu știu, s-ar putea să avem final Real Barcelona, s-ar putea să avem Bayern München cu Real, dar niciun caz nu-i văd pe cei de la Borussia Dortmund în final. De ce nu? De ce? Am fi o surpriză. Da, da, adică am mai văzut minuni și de-astea. Cine s-a așteptat ca cel ce anul trecut să ia campionat de acest fiul lui? E adevărat că și ei sunt tot 11, da. E ca în viață, dacă ne îndrăgostim de aceeași gagică și eu mă duc în fundul gol,
iar mata te duci în costum, ghici pe cine o să ia de bărbat. Cam așa e și în fotbal. Că nu o să mă ia pe mine. Nu e nicio problemă. În orice caz, eu cred că am căzut bine. Da? Adică vă convine întunecimea voastră. Cum? Adică vă convine tragerea la sorți. Da, sigur, da, da. Păi, da, merge. Dar orice, orice caz, Barcelona cu Realul, chiar dacă se întâlnesc, iar îi face Mourinho. Așa zic. Păi, da, Real Madrid pare echipa cea mai bine plasată în momentul de față. Ea că am făcut pe Barcelona sezonul ăsta, în întâlnirile directe, Realul n-a fost sub Barcelona în niciun caz, ba chiar peste, chit că nu au luat titlul și l-a luat Barcelona. Aia e, că Realul s-a împiedicat de echipe mai mici în campionat, e treaba lor. Eu zic că șansele cele mai mari le are Real Madridul și în Champions League și Benfica în Europa League. Crezi că m-am mândrat în pronostic? Ia vă rog, ce pronostic? Măi, eu zic tot cum ai zis tu acum, dar tu nu-i convins. Păi, eu sunt convins că Realul și cu Benfica. Dar nu, că am văzut, am văzut multe. De pildă, anul trecut, cine le dădea o șansă la celor de la Chelsea să câștige titlul în Champions League? Nimeni. Da, 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 păi asta e. Din când în când să mai întâmplă și cu o chestie de genul ăsta. Eu m-aș bucura să văd Borussia Dortmund în Liga Campionilor. În finală. Nu, să-i văd luând, chiar să-i văd luând trofeul. Adică echipa cea mai slab cotată dintre cele patru să câștige, ăsta ar însemna un bonus, o bilă albă pentru fotbal. Răule! Nu cred că s-ar putea. Nu. Da, au mai fost cazuri. Aduceți-vă aminte de finala Porto-Monaco. Finala aia câștigată de Mourinho. Primul lui trofeu de Champions League. Știu, da, era altă, nu. Deci au ajuns, două outsidere practic au jucat finala. Știu, dar Borussia n-are ies pentru... Poate o avea cândva, dar anul ăsta în niciun caz. Și așa a avansat prea mult față de anul trecut. Eu așa zic. Da, oricum nu putem spune 100%, nu putem spune 100% că Real și Benfica. A 90%, e mai... cinstit așa. Da, da. Asta e ce m-a indicat. Iar la noi în campionat ce să mai jucăm și noi fotbal, că vă? Crezi că vom juca fotbal? Nu, nu, nu o să mai jucăm niciodată. Asta am zis eu, dar de ce mai ține? Cu nenea Georgică, știi cum, bădică n-a plecat? Păi mai ține pentru că au primit mai mulți bani decât meritau de la Digi. Da? La un moment dat, nu să mai primească banii ăștia nici de la Digi, pentru că aia vor spune, bă, nu mai suntem interesați că nu se justifică. Audiență cam mică, nu ne interesează. Luăm doar meciurile pe care le jucați în cupele europene, atunci când jucați, atât. Mai dăm bani sau vor mai da bani? Eu știi ce aș face? Deci eu aș recomanda Consiliului de Administrație, mai ales că știu care-i mersul și știu că nici concurența nu-și permite să arunce bani pe fereastră în perioada asta, le-a spune așa, domnule, după ce expiră contractul, facem ofertă, cerem pachete. Cumpărăm Steaua Dinamo, Dinamo Rapid, Steaua Rapid, cumpărăm și meciurile jucate între echipele din București și CFR Cluj, mai băgăm și meciurile jucate de Vaslui împotriva ăstora și cam atât. Că restul nu merită, nu se uită nimeni la ele. Cine se uită la pandurii cu Gloria Bișnița? Păi de ce să-ți dau bani pentru așa ceva? Nu-ți dau! Eu asta le-aș recomanda. Domnilor... Și nici alea toate nu le-aș lua. Numai când aș lua eu. Ei, nu, palea le iei, pentru că sunt echipe care au mulți suporteri. Steaua, Dinamo, Rapid, mă rog, când mai trăiau Craiova și Timișoara, acum nu mai trăiesc, au răposat. Ai, știi că se uită cineva la meciurile alea. Nu le iei, da, pandurii cu Bișnița... Va vine tare în urmă, că a promis. Eu asta sper să facă, pentru că în momentul în care va fi blocată, obturată conducta asta, prin care vin banii de la televiziuni, gata, s-a terminat și cu papagalii ăștia pe care îi vedeți și auziți în fiecare zi. Că de acolo vin bănuții lor, de fapt. Eu nu prea mă uit la ei, că îi știu de mult, așa că... Dar ce bădiți a revenit în forță, la Dinamo? Dar ce a plecat vreodată? Nu prea, că are rândăcere acolo.
Are răzătine, dar băi, păi ce vrei, tovarășul gradul să plătesc. Asta e, Andy, bine. Bine. Sănătate numai bine. Bine, întunecimea voastră. Ne luăm și noi o pauză, după care încercăm să intrăm.